Bună ziua, dragilor! Haideți să vedem ce v-ar spune persoana la care voi vă gândiți, dacă ar putea. Avem trei variante. Prima variantă portocaliu, a doua mov, a treia verde. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei cu care considerați că rezonați mai bine. Iar până vă hotărâți între timp, vă mulțumesc pentru încurajări, aprecieri, comentariile frumoase pe care le lăsați, pentru like-uri, pentru faptul că sunteți abonați ai acestui canal și pentru ideile de etalări. O să vă rog ca și după ce vedeți acest videoclip să lăsați un comentariu, un like și ce doriți voi. Cu cât vă lăsați mai multe comentarii, cu atât aceste videoclipuri, așa cum vă folosiți voi de ele, se pot folosi și alte persoane prin vizualizarea lor. Pentru că, până la urmă, toți avem nevoie de un sfat, de o vorbă bună și de ce să nu avem dacă putem. Bun, dar să trecem la ale noastre. Deci, ce mi-ar spune dacă ar putea? Și am să încep cu prima variantă, portocalie. Să vedem ce v-ar spune persoana la care voi vă gândiți, dacă ar putea. Ce v-ar spune persoana la care vă gândiți, dacă ar putea? De spus v-ar spune multe, dar ideea este că nu tot ce vrea să spună se și ține de acele vorbe. Ce ar vrea să vă spună această persoană? Aici vorbim în special despre două zodii, Săgetător, Capricorn. Putem vorbi și despre Leu. Posibil, chiar dacă nu sunteți una din aceste zodii, în acest caz poate v-ați cunoscut într-o perioadă în care era una din aceste zodii. Da? Adică, de exemplu, la Săgetător, poate v-ați cunoscut în perioada 21 noiembrie, 20 decembrie. Sau Capricorn, 21 decembrie, 20 ianuarie. Sau Leu, da? Când este zodia Leu. Și tot așa, vara, în august. Bun. Această persoană a venit și Salem. Probabil că vrea să ne transmită că această etalare e de bun augur, în sensul că aveți și voi foarte multe lucruri de învățat. Această persoană încearcă să vă spună că e adevărat că a părăsit această relație, că acum se află la distanță de voi, indiferent cum este distanța, dacă este fizică sau dacă puteți locui în același oraș sau pe aceeași stradă, dar să nu vă vedeți sau să nu vă vorbiți. Da? E tot o distanță. Această persoană, odată cu plecarea din această relație, s-a simțit destul de dezamăgită. S-a simțit ca și cum focul îi cuprinde inima. A suferit foarte mult când a ieșit din această relație, dar în același timp i-a făcut și bine. De ce? Pentru că această persoană a devenit mai spirituală, mai credincioasă. În același timp, această persoană poate fi de o altă naționalitate sau de altă religie sau să trăiască într-o altă țară, undeva departe de voi, unde, să zic așa, nu ai mai, chiar dacă a avut o altă relație sau are o altă relație, nu mai pune atât de multe sentimente cât a pus pentru voi, ci se axează mai mult pe partea materială. Își dorește să facă anumite schimbări, își dorește,
da? Promite că vrea să facă anumite schimbări, deoarece probabil persoana din viața lui sau a ei în acest moment este o persoană destul de dură, destul de rece, o persoană care nu e tocmai pe placul său și din acest motiv a intrat într-o stare din asta destul de conflictuală, în primul rând cu el sau ea însuși, dar în același timp a găsit tot felul de metode de evadare, în sensul că acum s-a apucat de niște vicii, băutură, femei, jocuri de noroc și așa mai departe. Își dorește să revină în viața voastră, își dorește pentru că a văzut că voi îi puteți oferi iubire, îi puteți oferi o viață liniștită, dar nici nu știe cum să facă, să are mare chef de mângâieri, dar nici nu știe cum să facă aceste lucruri. Asta nu înseamnă că dacă vă promite că schimbă situația și schimbă. Da, își dorește să vă spună că regretă foarte mult despărțirea de voi. Salem, îmi dai toate cărțile pe jos. Regretă foarte mult despărțirea de voi și oarecum aș putea spune că și-ar dori o reîmpăcare. Dar în primul rând nici nu știe cum să pună problema, iar în al doilea rând e conștient sau conștientă că nici voi nu îl mai acceptați sau nu o mai acceptați așa ușor în viața voastră. Pentru că acum, în multe cazuri, văd că și voi v-ați refăcut viața, aveți probabil o familie, copii și e clar că situația nu este una ușoară și nu e că îl puteți sau o puteți primi înapoi imediat cu brațele deschise. Dar da, își dorește o reîmpăcare și n-ar fi nimic exclus la un moment dat să vă și propună acest lucru, pentru că, așa cum v-am spus, și-a dat seama că alături de voi îi putea fi mult, mult mai bine. Probabil dacă voi deja aveți o familie, copii, această persoană e posibil încă să nu aibă toate aceste lucruri și să fie ajuns la vârsta la care, să zicem, peste 50 de ani, la care se gândește, dar ce am făcut cu viața mea, de ce a trebuit să iau decizia asta și așa mai departe. Această persoană regretă mult despărțirea de voi. Și-ar dori o reîmpăcare, și-ar dori să dea timpul înapoi dacă ar putea, dar nu se mai poate. Dar și în schimb ar vrea să vă transmită că din cauza acelei greșeli de a se despărți de voi, și-a distrus viața. Cam atât am avut de spus pentru prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2, varianta MOV, să vedem ce ar vrea să vă spună persoana la care voi vă gândiți dacă ar putea. Ce ar vrea să vă spună persoana la care voi vă gândiți dacă ar putea? Văd că despărțirile astea au avut un efect, pentru că văd că și la prima variantă și la a doua, persoanele respective au început să ia calea credinței, calea spiritualității, ceea ce este foarte, foarte bine. Chiar dacă înainte erau persoane care nu credeau în Dumnezeu, nu credeau în spiritualitate, acum cred în aceste lucruri și nu doar că cred, dar nu m-ar mira dacă ați urmări aceleași canale de YouTube amândoi. Deci chiar nu m-ar mira o situație de acest gen, pentru că văd că se repetă destul de mult lucrurile și chiar dacă el înainte nu credea, să zicem, în lucrurile astea cu canalul de YouTube de tarot, acum a început să cam creadă. De asta vă spun că nu m-ar mira dacă ar fi o situație că vă uitați amândoi la aceleași canale. Ok. Și vă întrebați unul despre celălalt. Da? Ok. Ce vreau să vă zic aici? Vorbim în primul rând despre zodia Gemeni, Leu, Săgetător, dar
Nu doar aceste zodii, mai poate fi inclusiv și zodia Capricorn. Ok. Bun. În primul rând aici văd că este vorba de suflete gemene. Această persoană, după despărțirea de voi, dar în cazul, indiferent că v-ați despărțit sau nu v-ați despărțit, această persoană cred că s-a cufundat mai mult în muncă, pentru că nu știa ce să facă, nu știe ce să facă, nu știe cum să pună problema. Da, de iubit vă iubește, nu este niciun dubiu, vă iubiți reciproc, aveți sentimente reciproc, doar că cei care nu v-ați despărțit sunteți într-un moment în care nu știți ce să faceți, dacă să mergeți înainte, dacă să bateți pasul pe loc. E o situație puțin stagnantă, dar pentru că voi posibil, dacă această persoană să rămână la, dacă această persoană rămâne peste program la serviciu, voi să aveți impresia că vă înșală. Dar nu, nu se pune problema de așa ceva. Nu zic că nu va fi înșelat niciodată. Absolut. Este o etalare generală, nu personală, și nu putem spune că acum chiar toată lumea înșală sau chiar toată lumea e fidelă, da? Dar această persoană se vede că mai mult lucrează decât să se gândească la aventuri. Dar în același timp se simte și obosit de toată această situație, pentru că și să stai peste program și să ajungi acasă și să vezi că lucrurile nu merg în direcția care trebuia, e clar că nu este bine, nu e ok, da? Ar vrea cumva să schimbe situația, dar se simte blocat, blocată, nu știe ce să facă pentru a rezolva această situație. Nu ar fi de mirare dacă ar apela la o rugăciune, la un preot, pentru a-i da idei, pentru a-i da un sfat, pentru a-și lumina mintea, ca să zic așa. Și da, într-adevăr, divinitatea îi trimite anumite semne, îi trimite anumite idei. Acum, depinde de cât ascultă de toate ideile care îi se trimit. Dar, oricum, are o perioadă destul de grea, destul de încercată. Nu ar fi de mirare ca unul dintre voi să, și în special cealaltă persoană, să aibă probleme la un picior sau să aibă probleme la spate și din cauza asta să șchiopăteze. Poate să fie ceva de acest gen, dar această persoană ar vrea să vă spună că suferă după voi, că își dorește să facă să-și facă o situație destul de stabilă cu voi, inclusiv să facă căsătorie dacă mai este posibil, pentru că voi sunteți persoana norocoasă din viața sa. Chiar dacă această persoană este înconjurată, în cazul în care este bărbat, posibil să fie înconjurat de multe femei, dacă este femeie să fie admirată de foarte mulți bărbați. Deci chiar dacă se întâmplă o astfel de situație, gândul său este la voi. A încercat într-un fel sau altul să vă uite, a încercat într-un fel sau altul să vadă cum poate rezolva această situație, dar în loc să găsească calea de a vorbi deschis cu voi, a încercat să facă tot felul de alte lucruri. Dacă mai sunteți într-o relație cu această persoană la care v-ați gândit, este bine să găsiți un moment în care să discutați față în față, mai ales acolo unde vedeți că relația nu mai funcționează. Să vedeți dacă într-adevăr amândoi vă doriți să mergeți înainte cu această relație sau doar unul dintre voi. Pentru că altfel el își dorește, nu pot să zic că nu își dorește să fie, sau ea, cealaltă persoană își dorește să fie cu voi, nu se pune problema. Dar parcă vede din partea voastră o oarecare răceală, o oarecare distanțare. Probabil că vouă nu vă convine ceva, probabil poate v-a greșit cu ceva. Dar să știți că să țineți în voi și să nu îi spuneți, să nu stați de vorbă cu el sau cu ea, nu este o soluție. E ușor și faptul că să zicem,
Dacă nu locuiți împreună, v-ați blocat unul pe altul și gata, vezi, Doamne, ați rezolvat problema. Nu, prin blocare de apeluri, de mesaje, de asta nu rezolvați problema. Problema se rezolvă discutând, comunicând, spunându-și fiecare ce îi place, ce nu îi place, spunând fiecare ce își dorește să facă pe mai departe. Doar așa puteți rezolva această situație. Pentru că, din câte văd, vă doriți să fiți unul cu celălalt, vă doriți să faceți anumite lucruri împreună, cu toate că aici nu e că doar celălalt își dorește căsătorie, și voi pe undeva vă doriți, doar că e lipsa asta de comunicare foarte mare între voi și asta creează foarte, foarte multe probleme. Deci, indiferent în ce situație sunteți în acest caz, comunicare. Deci, fără comunicare nu veți rezolva nimic. Și dacă sunteți împreună, tot ajungeți la despărțire pentru că nu comunicați și nu vă spuneți ce aveți de spus. Dacă sunteți despărțit, la fel, dacă cumva doriți să vă mai împăcați sau ceva, încercați să vă comunicați, să comunicați. Chiar dacă încercați să luați legătura cu cealaltă persoană și vă închide telefonul în nas sau vă spune o vorbă care nu-i la locul ei, dar cel puțin încercați să, știți cum se spune, decât să trăiți cu îndoiala că dacă ați fi încercat, poate ați fi rezolvat situația, mai bine încercați și știți încotro să o luați. Pentru că amândoi vă doriți aceleași lucruri, doar că amândoi acționați separat, amândoi nu aveți, nu știu, nu aveți curaj, nu aveți vorbele la voi, nu știu ce nu aveți, încât să nu puteți sta de vorbă cu cealaltă persoană. Fiecare, probabil, dintre voi așteaptă ca celălalt să facă primul pas și în final nu faceți niciunul. Da? Deci, aici, în acest caz, comunicarea e singura soluție și își dorește să comunice cu voi, chiar dacă nu vă arată asta. Doar că, na. Și dacă v-a blocat, tot își dorește să comunice cu voi, doar că, na, așteaptă așa un impuls, ca să zic așa. Mai depinde dacă impulsul vine de la voi sau nu. Bun, cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 2. O să vă rog să lăsați un comentariu sau o idee de etalare, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut și așa mai departe. Și am să trec la varianta cu numărul 3, varianta verde. Să vedem ce ar vrea să vă spună, dacă ar putea. Bun. Această persoană vă admiră. Și cred că probabil încă aici, în unele situații, mare majoritatea situațiilor, încă probabil sunteți împreună, probabil este o situație de trio, probabil e ceva de acest gen. Dar această persoană, cum să zic, îi și place, îi și speriată de voi. De ce? Pentru că vă vede persoane hotărâte, vă vede persoane decise în ceea ce vreți să faceți. Sunteți persoane puternice și cred că aici putem vorbi despre amândoi că sunteți persoane puternice, dar voi cei care vedeți acest videoclip, cred că sunteți mai puternici decât cealaltă persoană sau puternice, da? Și asta îl sau o sperie. Da, îi și place în același timp, adică e o situație foarte un pic contradictorie pentru el sau ea. Uneori el sau ea acționează imprudent. Dacă v-ați despărțit, își dorește să vină spre voi, dar face pași mici pentru că nu are curajul necesar. Probabil unul din voi vă vedeți unul pe celălalt ca pe un trofeu și poate unul dintre voi e la un nivel mai sus decât celălalt și atunci există un pic de el, deci persoana care e un pic mai jos are frică că cealaltă persoană nu îi dă suficientă atenție sau nu vrea nu o vrea sau nu îl vrea în viața sa, dar nu se pune problema de așa ceva. Din contră, nu vă vede ca pe
nu vede această situație ca un obstacol, faptul că unul e la un nivel mai sus și altul e la un nivel mai jos. Această persoană se simte confortabil în compania dumneavoastră, se simte mulțumit, mulțumită, își dorește un nou început, dacă îi veți acorda această șansă în cazul în care sunteți despărțiți, dacă sunteți încă împreună, își dorește un pas în plus. Aici unul dintre voi se gândește destul de mult la trecut și e bine să lăsați trecutul în urmă. La voi poate a fost, în cazul în care v-ați despărțit, voi a trebuit să treceți prin niște cicluri karmice. Și ați încheiat acel ciclu karmic, iar acum trebuie să începeți unul nou. E adevărat că va trebui să stați mult pe gânduri. Unul dintre voi iubește petrecerile, dansul. Și aici cred că mai mult partea feminină decât masculină. Partea masculină încearcă oarecum să vă tempereze, pentru că este gelos, geloasă, că toți bărbații vă admiră. Dar vă și iubește și îi și place acest lucru, pentru că își dă seama că sunteți o femeie frumoasă, puternică și nu are cum să omită acest lucru. Aici e posibil ca această persoană să lucreze într-o instituție a statului, dar nu neapărat, sau acolo unde lucrează să aibă o anumită putere de decizie, sau să fiți chiar voi cei care aveți această putere de decizie. Aici vorbim despre nume, Eddie, Edward, Lavinia, Mari, Mariana, toate numele derivatele din aceste nume. Aveți, unul dintre voi are așa ceva american, o aură din asta mai americană, sau îi place America, sau a trăit în America, sau trăiește în America. E ceva legat de America. Unul dintre voi are ceva legat de America. N-aș ști să vă spun exact ce, poate urmărește, nu știu, îl urmărește pe Trump, îl urmărește mai știu eu pe cine din America, nu știu, e ceva legat de acest lucru. Dar ceea ce gândește despre voi este faptul că, indiferent în ce situație vă aflați, întotdeauna sunteți o femeie frumoasă, întotdeauna arătați că sunteți o femeie puternică, nu vă lăsați învinsă de absolut nimic. Chiar dacă după plângeți sau sufletul vostru plânge, dar în fața tuturor sunteți foarte admirată și sunteți o femeie foarte, foarte puternică, ceea ce este bine. Din câte văd aici, voi ca și femei știți să fiți și la locul de muncă integre pentru locul de muncă, când este la distracție știți să vă distrați, când sunteți acasă știți să aveți o altă destindere, ca să zic așa, de femeie de casă, adică știți să împărțiți lucrurile astea într-un mod egal, să fie bine. Și îi place foarte mult acest lucru la voi. Deci vă admiră, dacă cumva sunteți despărțiți, vă admiră de undeva din umbră, pe rețele de socializare, sau își întreabă prietenii în cazul în care aveți prieteni comuni. Nu ar fi nimic exclus dacă ar avea un cont fals cu nume de femeie și să-l aveți la prieteni. O aveți și aici, da? Și să o aveți la prieteni fără să vă dați seama și fără să știți și să poată să vă urmărească cât mai mult. Aici una dintre persoane este blondă, roșcată sau șaten închis. Acum, e adevărat, nu se poate potrivi la toată lumea, dar în mare parte. Da, deci ce ar vrea să vă spun, că vă admiră foarte mult pentru felul vostru de a fi, pentru puterea de care dați dovadă, pentru hotărârile pe care le luați, chiar dacă de multe ori nu-i convin și nu-i plac, dar știe că ceea ce faceți, faceți bine, ceea ce este foarte important. Și își dorește o reîmpăcare în cazul în care sunteți despărțiți.
Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, puteți să lăsați un comentariu, să dați un like. Și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!